Bună seara, prieteni, suntem la Sport Report într-o zi în care se închide etapa. Seara însă s-a terminat lupta pentru titlu, pentru că FCSB a câștigat în Gruia. Are 4 din 4 în acest play-off, matematic nu e campioană, practic e campioană pentru că nu se prea mai poate întâmpla nimic, motiv pentru care îl felicit pe Mihai Stoica pentru câștigarea campionatului. Da, bine. Nu, nici acum nu... Nu primez nicio... Nu, pentru că nu suntem matematici. Când o să fim matematici, sigur... ar fi ceva cu totul și totul ieșit din comun să nu câștigi campionatul, dar nu e matematic. Dacă nu e matematic, cum să? Mă feliciți pentru ceva ce... Știi cum mă feliciți? Că mi-am cumpărat un sacou nou, dar nu mi-a venit încă. Hai, nu. Nu e așa. Nu e chiar așa. Salut, Cristi Costache. Asta. E campionul pe CSB? Păi, bine, eu s-o țin pe a mea aia veche. În orice competiție, important e să câștigi cât mai multe meciuri și cât mai multe puncte. În mod normal, la ora actuală, Steaua are 76 de puncte și CFR-ul 57. Sunt 19, deci rămânând încă 6 etape, s-ar că am fi terminat. Asta e bună. Da, da, uite. Era 18, deci... Nu știu rapidul cum stă în clasamentul ăsta. 55 are. Păi și dacă la face total. 3? 58, e, tot aia. Că, da, da, are aia în jumătățire. Deci ar fi... În fine. Deci, după toate regulile unei competiții normale... Sunt 4 etape. S-a terminat campionatul. Să presupunem că Rapid câștigă astăzi. Mă rog. Asta ar însemna că oricum nicio echipă nu poate să vină mai aproape de 13 puncte. Este mai mult decât visam că se va întâmpla după 4 etape. Noi să câștigăm toate 4 meciurile și celelalte se încurce între ele la modul la care toate se îndepărteze de noi. Dar nu suntem matematici. Cum aș putea să... Păi, luăm vacanță. Atunci, dacă tot m-ai felicitat, păi, sunt și eu. Păi, băieți, nu mai veniți. Păi, ce ceva acasă? Stați liniștiți că și dacă îi vine toate meciurile, zicea Andrei Vochin aseară, eu zic și tot dacă nu vine Steaua, și hai să încercăm și varianta asta, să pierdem toate meciurile și să... Spuneam așa că... Deocamdată noi avem mai mult de 30.000 de bilete vândute la meciul cu Rapid. Peste 30.000 la ora asta. Peste 30.000 la ora asta va fi sold out, indiscutabil. Să vedem dacă mai putem și în Peluza, unde un sector este ocupat de suporterii oaspeților, să putem să mai scoatem, dar nu cred că o să accepte. Și ce înseamnă sold out ca prezență pe stadion? 40 și cât de mii? 40 și vreo două, cred. Ok. 42 de mii. Da. Bun, spuneți-mi... Vreo 12.000 în Peluză. Și din 55 rămân 4, da, da, am pe acolo. Nu se pune problema ca Rapid să primească mai mult decât cota scrisă în regulament? Dar n-are cum. N-are cum dacă nu are cum. De acord. De ce n-are cum? Pentru că l-am auzit pe domnul Angelescu, care a spus foarte clar că ultimul meci se va juca în Giulești și că și dacă și-ar dori să dea toată peluza suporterilor noștri, n-ar putea pentru că acolo este zona family. Deci au abonamente date și în peluza aia. Deci este exclus ca noi să avem peluza aia. Și clar că lucrăm după regulament. Iar de la anul, știu că a fost o discuție între Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, și liderii rapidiști, ca la anul să fie peluză cu peluză, reciprocitate la suporteri, pentru că au spus că vor juca doar pe Arena Națională meciurile cu noi. Deci asta spun ce discuția a avut Mustață cu ei. Dar asta e la anul. Ok. Spuneți-mi de meciul de aseară. Care ar fi prima impresie care vă vine în minte dacă ar fi să spuneți niște lucruri despre partidă? Păi eu, cel puțin prima parte a meciului, prima jumătate, eu cred că a fost cea mai bună a noastră din ultimii ani. De ce? Ceva... Am jucat cu o lejeritate, cu o dezinvoltură pe care nu n-am anticipat-o eu, cel puțin. Am crezut că vom avea puțin, vom juca puțin cu trac sau cel puțin din minutul 15 când am marcat să facem pasul înapoi. Nu, am jucat de excepție. În a doua parte a meciului și după schimbări, pe final am mai suferit, dar n-au fost ocazii. Au fost niște mingi aruncate în care puteau să se soldeze cu ocazie, dar n-au fost. A fost o singură, să zicem, situație în care puteau să înscrie atunci când a avut o bârlige, a scos târnovarul cu piciorul. Și, cred eu că am fost net superiori și câțiva jucători s-au
autodepășit. Și mă bucur că unul dintre cei care, în opinia mea, au făcut o, un meci excepțional a fost Miculescu. De fapt, chiar cuplu, că tot sunt foarte bun prieten, Miculescu-Octavian Popescu. Octavian Popescu a făcut un joc defensiv de excepție. Iar centrarea pe care a oferit-o lui Înghezana a fost impecabilă. Da, la doar că Înghezana a fost și puțin de respins, poate să-l... Abia ce caut acolo, dar nu trebuia să fie așa surprins. Defensiv e imbatabil în jocul aerian, ofensiv se coordonează mai greu, de-aia nu prea marchează. Becali a spus aseară că a intervenit la Prima Sport. Astăzi, practic, am câștigat sau am adus un atacant pentru sezonul următor, este vorba de Miculescu. Evident că după un meci te poți păcăli, da, vezi evoluția unui jucător. Vi se pare că ăsta este rolul pe care Miculescu, dumneavoastră ați mai spus chestiunea asta, că îl vedeți acolo numărul 2. Eu am mai spus și chiar am fost ironizat de foarte mulți oameni care au comentat ce am spus eu. Da, mă interesează prea puțin. Mă bucur că n-am trecut chiar degeaba prin fotbal până acum. Da, eu cred că și susțin cu convingere că la ce avem noi nevoie acum, profilul jucătorului, de care avem noi nevoie pentru numărul 9 la acum, este Miculescu, nu alt fotbalist de care s-a vorbit și de care se va vorbi. A, că mai ai nevoie de un jucător acolo, asta este indubitabil. Dar Miculescu la momentul ăsta este exact jucătorul de care avem nevoie. Ca să vorbim la obiect, a rostit numele lui Ali Bek. Nu mă interesează dacă vine sau nu. Mă interesează dacă ar fi să faceți o comparație ca profil de jucător. Mi se pare că sunt complet diferiți, mi se pare că sunt lucruri care între Miculescu și Ali Bek. Au și în comun, sunt stângaci, au gabarit, au o tehnică bună, mai bună Ali Bek, indiscutabil, și folosește corpul mult mai bine, are experiență, dar David Miculescu are jocul aerian, care este extrem de important. Și David Miculescu ieri a avut adversari nu numai cu, cu talie, și cu experiență. Că vorbim de Cresici, vorbim de Boban și vorbim de Matei Ilie. Ok, Matei poate nu are experiență, dar e un jucător, e titularul echipei naționale sub 21, apropiat de vârstă cu Miculescu. Și nu știu dacă a pierdut vreun duel aerian. Foarte puține mingi pierdute, a câștigat toate. Păi este o fază în care, în prima parte a meciului, în care dă impresia că pică și că nu mai are cum să controleze mingea, se ridică cu mingea, în jur și de la poartă. Nu știu, mie, și face un efort extraordinar. Cu Miculescu, chiar dacă are 1,90 m, poți să faci pressing. Noi asta vrem, să facem pressing. Și pressing poți să faci și cu Miculescu, și cu Coman, și cu Octavian Popescu, și cu Olaru, și cu Șuț, și cu Alexandru, și cu Băluță, care n-a fost, sau mai știu eu ce. Poți. Și asta este foarte important. Foarte, foarte important. Pentru că noi nu avem posibilitatea, nu avem jucători care să fie 1-1, să poată să dribleze 2-3, nu avem jucători de ăștia. Dar dacă recuperăm mingea aproape de poarta adversă, prin pressing, putem să fim foarte periculoși. Ca orice echipă care recuperează mingea aproape de poarta adversă. Uh-huh. Când îți găsești adversarul deschis, normal că se pot ivi ocazii și am marcat după faze de genul ăsta. Evident că în vară va urma un alt nivel, pentru că targetul, și iarăși mă întorc la ce am auzit din gura lui Becali, sunt grupele. Acum că sunt Champions League, Europa League, conferința să fie grupele tocmai pentru a întoarce niște bani, pentru că e important, echipele fac rost de bani de acolo. Normal. Ok. Toți jucătorii pe care are acum FCSB, mai puțin Florinel Coman, pentru că el va pleca, abțin vară. Mi se pare că lotul trebuie îmbunătățit serios pentru a avea șanse reale de acces în cupele europene? Serios. Nu. Trebuie completat. Dar nu masiv, nu? Nu. Trebuie, în opinia mea, o dublură la Crețu. Crețu, cu certitudine, va semna prelungire, pentru că cred că a fost cel mai bun jucător de pe teren, pentru că a jucat excepțional. Ok, Coman a marcat un gol fenomenal și a mai avut încă, mă rog, câteva acțiuni în care a demonstrat că este de alt nivel. Dar Crețu a făcut un meci perfect, pentru că a avut cel mai periculos adversar care a pus probleme mai tuturor echipelor pe care CFR le-a întâlnit. Și mereu a avut evoluții bune, a marcat foarte multe goluri, a oferit asisturi cu echipierilor. Iar Crețu l-a anihilat pe Otele total, cum a făcut-o și cu Mitriță și cum a făcut-o la toate meciurile cu foarte complicate pentru noi. El a fost unul dintre cei mai buni, top 3 la fiecare și meci. Și spuneți că ne mai trebuie un fundaș dreapta. Nu, de Crețu zic că va rămâne. Da.
Da. Asta e o știre importantă. E o știre. Câți ani, o știre. Câți ani face în ianuarie? A făcut 35. Deci face 36 pe parcursul sezonului. O să facă și 45 la ce viață are în el. Deci nu are niciun fel de problemă. Nu asta e problema la el. Deci, problema e la el când își face mingea lungă și după aceea se duce la necare. O dublură la Crețu? Da. Ok. Pentru că Pantea va veni mai târziu, probabil prin septembrie-octombrie. Până atunci... Până atunci ai nevoie să joci la 3 zile. Sperăm să ne calificăm în grupe. Ok. La fundașii centrali, în opinia mea, stăm foarte bine. Poate, eventual, să mai ai un fundaș lateral care poate să joace și fundaș central. Trebuie dublură la Risto, clar. El rămâne? Are contract până în decembrie. Are contract până în decembrie. Okay. Dacă pleacă, pleacă pe bani. Dacă pleacă pe bani, vor trebui doi fundași stânga. Dacă Panțărul nu va fi apt. Adică ideea e că Radunovici rămâne sigur până la finalul anului. Dacă nu e vândut e în vară. E puțin probabil. Dacă nu e vândut. Totuși are o vârstă să vină cineva să plătească pe el. Are o vârstă. E titular în echipa națională. Știi și că este în ultimele 6 luni. Este, contează și asta. La contează. Atunci rămâne la noi. Ok. Așa. Eventual trebuie încă un mijlocaș central. Deși Pandele, eu cred că poate fi o variantă. Pentru că el crește de la antrenament la antrenament. Și ai Șudlic Sandru Babalcasan. Poate ar mai trebui unul cu experiență, că nu poți să ai doar 22 de jucători. Dacă Miculescu va fi confirmat pe poziția asta, mai trebuie încă un atacant central. În opinia mea, la momentul ăsta, dacă mă întreb, Octavian Popescu și cu Musi și cu Rada Slavescu sunt pe poziția de atacant lateral stânga și trebuie să mai aduci, ai Băluță în partea dreaptă, ai Olaru număr 10, cred eu că ai putea să ai Băluța ar putea fi alternativă la Olaru în poziția aia, cred că dă randament bun în poziția aia și ar trebui să ai pe lângă Luis Felipe încă un atacant lateral dreapt. Cam asta văd eu așa la primă strigare, da? După aia mai pot pleca jucători. Poate să vină o ofertă de nerefuzat pentru un jucător. Ok, dar aici cred că cunoscând ceea ce a făcut Becali în precedenții ani, și anume când a avut un target din ăsta important, bine, nu s-a mai întrebat de 9 ani să înceapă din Champions League, cred, asta e o opinie, că va ține foarte sus prețurile la jucătorii care n-au clauze. Indiscutabil. Da, am dreptate. Da. Exact. Și atunci e puțin probabil să plece altcineva în afară de Coman. Și eu cred. Poate să mai plece Olarul, știi? Că sau, are o clauză care e ușor accesibilă, poate. Ceea ce Olarul dar depinde și de campionatul, depinde de turneul final, depinde dacă joacă la turneul final, depinde ce rezultate face la turneul final, depinde cum jucăm la turneul final. Că poți să faci un rezultat dacă îl faci cum ai făcut cu Elveția, nu știu dacă pot să stârnești interes. Dar e important, foarte important și asta. Cu Radunovici s-a intrat într-o discuție de negociere, de prelungire? Nu. Vlad, care e situația lui? Va pleca? Dacă va pleca Vlad în vară, va veni un alt portar. Deci va veni și acolo un portar de rezervă, cum ar veni. Da. Da, okay. Dăm două argumente în opinia ta pentru care FCSB și-a subordonat, că efectiv ăsta este cuvântul, toate adversarele în acest campionat. Că noi dacă punem pe hârtie acum distanța reală de puncte, fără înjumătățire, ajungem la distanțe care, cred că față de Craiova, sunt vreo 26 de puncte, dacă nu mă înșel. Dăm două, trei argumente. Păi, cea mai la îndemână, nedorind să știrbesc un pic din merite, e inconstanța urmăritoarelor, dacă le putem cataloga așa, pentru că sincer le-a făcut viața ușoară. Uite, stăteam și mă gândeam acum la modul în care s-a prezentat CFR-ul la seară, mă gândeam, păi joacă Rapidul prea prost. Făceai sau a jucat trimitere la etapa trecută, da. CFR-ul extraordinar, dar era imposibil să cazi de la asemenea înălțime și să te prezinți în felul ăsta. CFR prima repriză în Giulești cu CFR prima repriză aseară. Păi asta deci, zic. Distanță... De-aia trebuie să ne ridicăm un mare semn de întrebare în privința nivelului competiției. FCSB-ul, fără a fi făcut jocuri memorabile, a avut o constanță pe care și-a menținut-o. A tratat serios fiecare meci, chiar dacă a mai avut genul la 0-4 Rapid. Nu doar la mai avut, dar n-a avut căderi, căderi atât de mari, da. Cum a fost acest de la 4-0 cu Rapid la 0 absolut cu FCSB. În ultimele 16 meciuri, spre să nu greșesc, cred că FCSB are 12 victorii. 12-3-1.
Da, de la meciul cu Galațiul de pe 3 decembrie 2023, dacă nu vorbim de meciul de cupă cu Craiova numit Itelu, care a venit imediat după meciul cu Galațiul, suntem exact așa, avem 12 victorii, 3 rezultate de egalitate și un singur meci pierdut, da, pierdut așa, ca lumea. Argumentele dumneavoastră pentru, hai să le formulez altfel, nu pentru câștigarea titlului, pentru această distanță uriașă. Dați-mi 3 lucruri pe care credeți că ar trebui să le spuneți în primul rând pentru această diferență care este ieșită din comun, realmente. Eu nu știu dacă și echipa aia lui Reghecam va câștiga cu o diferență atât de mare campionatul. Păi da, și față de Rapid și de Craiova e de 21 de puncte. Iată. De CFR 19 și de Rapid, da. Craiova... Față de anul trecut, când am plecat cu un handicap foarte mare, pentru că a fost... n-am avut lot la început. Și până la urmă am ieșit șifonat și din grupele Conference League. Era câteva ce să nu prindem nici play-off, a trebuit să sacrificăm competiții. Mă rog, a fost puțin haotic ceea ce am făcut noi anul trecut. Dar noi anul trecut am luat o decizie excepțională. Faptul că după plecarea lui Nicolae Dică i-am dat creditul lui Pintili. Pintilia a plecat la formidabil meciul cu Rapid și a fost foarte clar că are, e foarte iubit în vestiar să plecăm de la, din punct de vedere afectiv, pe care echipa a început să joace. Dacă nu era episodul Strizu, probabil că rămâneam la nivelul ăla. O piesă extrem de importantă la momentul ăla care a completat puzzle-ul a fost venirea lui Elias Caralambus. Care la început a fost ironizat, a fost, da uite, unii văd ce face. Elias n-a venit numai cu licența. Apoi au fost câteva momente extrem de importante. Noi îl pierduse pe Chiricheș și eram cumva debusolați. Ne gândeam că ne va fi foarte greu să jucăm cu doi fundași centrali care păreau că nu sunt complementari. Păreau că sunt amândoi la fel, același profil. Că noi o gândeam tot timpul că vom juca cu Chiriche și unul dintre ei. E. Un moment extrem de important a fost la pauza meciului cu CFR de la sfârșitul anului 2023, din sezonul regulat. Când la 1-1 în pauză, Olaru n-a putut să joace în a doua jumătate a partidei și a intrat Lixandru, dar Lixandru a intrat pe altă poziție, că el jucase cu Rapid la 1-2, dar jucase Inter și nu se descurcase. A intrat pe aceeași linie cu șut. Am jucat foarte bine a doua parte a meciului, a fost golul ăla anulat și așa mai departe. A rămas Lixandru în poziția aia, un singur meci n-a început. Titular. A început Baba după ce a venit. După meciul cu Voluntari, când Baba a intrat excepțional, că n-a fost Lix extraordinar în prima parte a meciului. Dar au fost doi mijlocași centrali care au jucat în permanență și care au început, se vede că au chimie. Șut a început să joace din ce în ce mai bine. Apoi, iar faptul că Olaru s-a apropiat de poarta adversă, s-au oglindit în cifrele pe care le-a realizat. Da. A venit apoi reintrarea lui Chiricheș, de care vorbeam a doua etapă din play-off. Nu cred că a existat cineva care să nu fie reticent când auzea cuvintele astea. Bine, mă, vine după atâtea luni și nu știu ce. Normal să te gândești. Nimeni nu spune că nu, e normal. Dar eu speram, noi speram. A intrat, de când a intrat Vlad Chiricheș, noi n-am luat niciun gol. 3 meciuri. Niciun gol în condițiile în care am jucat cu adversari foarte puternici. Cel puțin dacă discutăm din punct de vedere al clasamentului. Da. Foarte puternici. 0 goluri. Ne mai vorbim de faptul că în play-off noi am luat un singur gol dintr-un penalti care a fost inventat. Mă rog. Cred eu, și am spus mereu cu convingere, că ne mai lipsea ceva. Ne lipsea un vârf cu gabarit.
și a venit Miculescu. Miculescu, din minutul 70 al jocului pe care noi l-am disputat la Ovidiu cu Faru, a intrat, noi meciul ăla am terminat foarte bine, am început să avem ocazii, suferisem cu el în teren, la meciul cu Craiova a jucat foarte bine, acum a jucat excepțional, împotriva unor adversari iar foarte buni. Octavian și-a revenit și el, chiar dacă joacă pe poziție pe care nu se simte confortabil, dar era clar că ne dau speranțe. Deci mutările astea în ax au fost cele mai importante. Cele mai importante, pentru că axul este extrem de important. Noi știam ce avem în margini. Și fundașii laterali, și Coman, mă rog, jucător de... Coman, e clar că el este jucătorul anului la noi. Dar, fără ax, n-ai nicio șansă să te duci să câștigi competiții. Apropo de Chiricheș, pentru că sunt doi jucători la FCSB în momentul de față, cărora li s-a deschis o mare oportunitate pentru prezența la Euro. Chiricheș și Șut. Din diverse motive. Chiricheș pentru că a revenit și pentru că începe să joace și duce meciurile și o face bine. Șut și pentru că Screciu are probleme. În momentul de față vorbim. Care credeți că are șanse mai mari? Repet, vorbim acum să fie la Euro. Șut sau Chiricheș? Dintre cei doi. Ar trebui să sun pe cineva să întreb. În opinia dumneavoastră. Că asta e o chestie de apreciere, așa, nu de... Chiricheș, probabil. Chiricheș. Da, pentru că această calificare s-a realizat cu Burcă și Drăgușit. Da. Niciun alt fundaș central n-a fost important în această calificare. Dintre cei care au fost selecționați. Nici Rus, nici Redelcearu, nici Racovițan sau cine mai vreți dumneavoastră. Iar când ți se ivește și ocazia să ai un jucător cu experiență, cu lider de vestiar, pentru că Edi l-a avut și știe cât de important e vocea lui în vestiarul echipei naționale. Cum? Asta este și un câștig enorm al nostru. Ați spus-o dinainte. Da, pentru că nu mai trebuie... Ai antrenorul în vestiar în permanență. Nu lipsește. Apropo de chestiunea asta... Da, că... Chiricheș, scuză-mă, da. Se bate cu cel mai bun fotbalist al anului trecut. Nu, nu se bate cu... Că ei pot fi amândoi... Dar nu trebuie să Drăgușin. Nu am spus că joacă... Zice Drăgușin? Păi, ei pot fi amândoi, nu se exclud unul pe altul. Trebuie să iei patru stopări. Dar poți să joci și trei. Poți să joci cu trei. Da? Pentru că, uită-te, ai problemele pe care le ai. Rațiu nu joacă, este un fotbalist de atac, un fotbalist ofensiv care se expune pe fază defensivă. Ai Bancu cu nerealizări, dar are lacune defensive. Oricum, n-ai cum să nu accepți chestia asta. Și atunci cu trei poți să discuți altfel, mai ales că tu nu ai închizători. Iar în momentul în care nu ai închizători, că nu există niciun închizător pur la echipa națională acum, Screciu se spune, dar uite că s-a accidentat, nu știi dacă o să fie sau nu, care și Screciu ei pendulează între fundaș central și închizător. Da. Nu este un închizător pur, nu știu cum să spun, cum a jucat Șut la noi. Și atunci, poate e un sistem mai apropiat de când ai un adversar bun, mai bun decât tine. Da. O să vorbim după pauza comercială, ne oprim acum pentru 4-5 minute și despre ce se va întâmpla cu FCSB, unul care va deveni campioană până la practic momentul în care Edi Ionescu va avea jucătorii, pentru că va fi o perioadă de destul de lungă și asta trebuie gestionată bine din perspectiva celor două, mă rog, echipa națională și FCSB. Dar discutăm după pauza comercială. Am revenit, spuneam că, evident, lumea se întreabă cum va face FCSB împreună cu echipa națională. Dar nu vrei să așteptăm să luăm titlul matematic. Vrei să discutăm topicul ăsta acum? Hai, mai lasă-l în suspans, să mai vorbesc și eu. Nu mai e nicio suspansă, asta nu e de suspans. Dacă acum e suspans, și am terminat, scurtă și am terminat. În eventualitatea în care se va câștiga mai devreme de titlu, sunt șanse foarte mari, adevărat. Primul apel pe care îl voi, cum se spune, executa, lansa, va fi la Edi, îl întreb cum vrea el să facă cu jucătorii susceptibili de a fi selecționați pentru turneul final și aia vom face.
Nu vom face absolut nimic fără să discutăm cu selecționerul. Ce poate să facă ceva surprinzător? Poate să facă surprinzător, spune, bă, dacă mai sunt 3 săptămâni de campionat, puteți să le dați o săptămână liber. Sau vreau să joace fiecare. Sau ce, nu știu cum asta poate el. Să vă sugereze? Nu. Că nu poate să vă impună. A, da, tu n-ai înțeles că ce spune el, aia vom face? Da, exact, că asta voi. Păi, bineînțeles că vrem noi. Vrem noi că e echipa națională. Și impune pe date FIFA, nu poate impune într-un program. Dar aici este o deschidere din partea FIFA. Totală deschidere, că așa mi se pare normal. Să face, dar deocamdată, hai să... Ați studiat ce ar urma în Champions League, așa? V-ați fost curios? M-am uitat, da. Și evident că e de vreme, că nu știi toate campioanele. Și în primul tur sunt atât de mari diferențe între echipe, între echipele pe care le poți întâlni, de n-are niciun sens să discutăm. Hai să așteptăm 16-17 iunie și după aia vedem. Cam atunci o să fie tragerea la sorți. Da, parcă 17 iunie e da. Tragerea la sorți. Dar încă o dată, hai să luăm campionatul, că clar sunt 13 puncte, sunt foarte multe, dar hai să mai facem o victorie și după aia o victorie, nu zic matematic, să mai facem o victorie. Am înțeles. Că vine meciul cu Rapid de s-a că poate să facă și alea un egal și s-a terminat. Cu riscul de a-l supăra pe meme, dar nu mă supăr. Acolo e examen. Unde? Da, acolo. Ce să spun? La meciul cu Rapid? Da. Dacă zici meciul cu Rapid, de asta... Nu, eu am spus o mare prostie. Înainte de meciul Craiova, a venit Mustață cu încă niște băieți, niște lideri de la Nord. Și vorbeam la un moment dat și unul zice, bă, să-i batem pe Rapid. Și a spus, băi, să-i batem pe Rapid. Deci dacă mie îmi dai acum să semnez că batem Craiova și batem CFR, semnez și 0-7 cu Rapid. Lasă-mă în pace, nu mă interesează, nu mă interesează luăm campionatul. Și acum mi-am adus aminte, n-a fost bine ce am zis. Nu, da, n-ați semnat. Da, se poate. N-am semnat, am vorbit. Da. Nu, dar aia e adevărată. Europa, da. Da. Cum, așa acum, e. Fără a fi răutăcios și chestiile astea, bun, sunt bune pentru posteritate, așa. Mă, faci film cu calificarea asta la Dacia de la turneul final de CE? Păi, mă, fac, mi s-a părut o exagerare. Fac film cu România 70, fac cu cea mai bună performanță la un campionat european sfertul de finală de la Belgrad, dar acum că merg unde merge și Albania și Liechtenstein și toate, ca la Dacia de pe vremuri. Bine, acum vreau să spun ceva. Important e să participi, vorba lui mea pe fotbalul românesc și... Ce situație avem cu jucătorii, păi, e o performanță la că suntem la ajuns Euro. Noi, dar de ce am ajuns aici? O grupă. Uite, asta e ceva, dar e o performanță, să știi în sine că ne-am calificat la campionatul european. Eu zic că performanța ar fi să ieșim din grupe, așa, doar că mergem... Te calificai în anii 90, aia era o chestie care era normală la ce jucători aveam. Bine, aveai alt nivel și Ungaria a fost mare, 53 și... Urmează Rapid Sefsi, spuneam, e meciul care închide etapa. La Rapid lucrurile sunt foarte complicate. Trei jucători nu sunt în lot, trei jucători importanți în sensul de 2024 care au tot apărut la Rapid, nu sunt nici măcar în lot la acest meci și evident că ei plătesc, probabil, exact cum anunțase Șu cu săptămâna trecută. E vorba de Albu, de Djokovic și de Papo. O să vedem imediat distribuția de start a Rapidului, cu Onea care apare în locul lui Brown. Nu știu, Krasnic e vine sau a fost titular și etapa trecută? Nu a fost titular. Nu a fost titular. Nu joacă Papo. Exact, asta spuneam. Papo, Djokovic și Albu, care nu sunt nici în lot. Da, deci de Papo ai zis, am auzit, dar Djokovic și Albu. Da, Papo care arăta foarte, foarte bine. Da. E surprinzătoare. Hai că să zici Albu, Djokovic. Ultimul meci am mai și comis. Da, și l-a și schimbat atunci, nervos. A mai fost și... Da. Poate aia să-i fost o cauză. Păi atenție că nici Brown nu e. Și cumva o leg și de ce a zis Șucu, prea mulți băieți de treabă în club, prea puțină fermitate, nu știu, încerc să mă gândesc totuși de ce și... Păi prin asta îți demonstrezi și... Da, poate fi un început. Nu vine să cred că mă uit relaxat la meciul Rapidului. Deci asta este ceva ieșit din comun. Știi că am jucat, meciul cu Farmeciul l-am văzut, am văzut după aia. Nu v-ați putut uita? N-am putut să mă uit. Erau 4 puncte, se făceau, dacă băteau, era un punct, că noi jucam a doua zi. Mă gândeam numai la asta. Mamă, vin la un punct, ce să mai... Oricum, și Rapid... Eu când mă uit la un meci, ca să nu fiu stresat, că telefonul pun invers, pe silent, și nu mă uit nici pe aplicații, pe nimic. Stau și ce-o fi, o fi. Și după aia calculez, bă, oare cât mai e, și... M-am uitat la aplicații și era 90 plus... 10. Și am zis, bă, dacă o fi 90 plus, poate o fi ceva, că dacă s-a prelungit mult. Și
pe mine mă tot suna, figă, nu înțelegea ce se întâmplă, de ce nu dau, că ea tot voia să mă țină la curent. Nu vreau să fiu la curent, când am văzut 1-2, am zis că așa ceva nu e anul nostru. Chiar așa m-am gândit. Da. Era frică, foarte frică de rapid. Rapid în fața unei mari performanțe. Care? Păi e singura echipă fără niciun punct. În play-off și în play-out. Exact. Adică chiar singura echipă, da. Sper să iau un punct, așa, măcar să bifeze. Și cum a terminat sezonul regulat? Cum l-a terminat? Păi, s-a prinsese campionatul atunci de erau, credeam că va fi cel mai dramatic campionat și până la urmă e cel mai... Ne-a năucit. Da. Mă gândeam că ne mai dau. După 4-0 ăla a urmat înfrângeri pe... Păi asta ziceam, CFR-ul se duce de la 0-4 la Hunedoara, vine cu 4-1, urmă iar se duce în jos. Ce pot să mai... Cristi, Brighton pierde 6-1 cu Aston Villa. După aia Aston Villa ia 4-0 de la Tottenham. Anglia, meme. Păi, da, dar nivelul e, acolo e sus, acolo aici e sus, Păi cine explică de ce Aston Villa pierde bate 6-1 și după aia pierde 4-0? Cu echipe de valori sensibile egale. Bate la Arsenal. Da, păi, ieri. Păi spune și mie. Da. E normal? Mi se pare interesant să vedem primul 11 al lui Sepsi, că e de comentat ceva acolo, mai ales că se joacă meci în Giulești. Nu sistemul, ci faptul că Ștefănescu e rezervă. Bine, acum nu știm exact de ce e rezervă. Dar Ștefănescu e rezervă asta, apropo de toate acuzele celor de la Rapid. Aia a fost o prostie. Ștefănescu nu joacă cu FCSB. Vezi că au fost niște acuzații directe făcute de Șucu atunci. Ștefănescu n-a vrut să joace cu FCSB. Nici n-aveai garanția că merge în play-off Sepsi la momentul. Cred că s-a considerat că au fost glume. Probabil. Păi nu, e vreun caz la comisie? Nu am văzut. Nu. Alimi titular. Dincolo, doi fundari stânga în partea stângă. Am mai jucat. Știu că am mai jucat. Da, chiar Ștefănescu. Acum m-am gândit, bă, Ștefănescu, nu joace Ștefănescu. O fi făcut Gigi vreo ofertă de peste 10 milioane? Că am înțeles, de la 5 la 10 nu e. Nu e, da. Glumim. Dar chiar Ștefănescu mai e o țintă pentru CSD, că a fost o țintă. Eu cred că Dio Seghilasul este un om de cuvânt. A spus clar că nu îl va da la noi. N-are niciun sens să mă insistăm. E un jucător bun, ne-am exprimat intenția de a-l transfera atunci, s-au făcut oferte, dar omul a spus foarte clar. Dom'le, nu mai spun a doua oară, nu va pleca la... Okay. Și Nina-i văd. Să vedem, da, da. Să-l ascultăm pe Bergo dinainte acestui meci cu Sepsi. Repet, Rapid, 3 meciuri, 0 puncte până acum în play-off. Și de Bergo, chiar. Bună seara, domnule Bergo, dispuneați că astăzi este un examen pentru toată echipa. Meciul acesta cu Sepsi, cum vă așteptați să se desfășoare? Ba, e un meci... Ca de obicei foarte dificil, venim de la 3 înfrângeri și atunci ar trebui să fim foarte concentrați și întâlnim o echipă care în ultimele 6 meciuri din afara meciului cu FCSB a făcut vitorie și remize și atunci cunosc și majoritatea jucătorii, este o echipă foarte bună și vedem noi de a încerca să castigăm aceste de puncte, a venit momentul și să încercăm să castigăm, pentru că e foarte important. Probabil nu vom avea o ocazie atât de mare de a reveni pe locul 2, spunem așa, la același puncte cu Craiova și CFR. Suporterii au rămas extrem de apropiați de echipă. Ați văzut că în interiorul băncilor de rezerve au scris cu marcărele niște mesaje de susținere în momentele astea dificile. Nu știam de asta. Ce spuneți? Nu m-au obosit. E un lucru foarte frumos pentru băieți. E normal că despre ei nu se poate spune nimic de negativ ce vorbim. Cioè, important e că suntem noi pe teren și să-i facem fericiți la sfârșitul meci, repet, foarte, foarte importante după aceste 3 înfrângeri. Nu-i vedem, de fapt, pe Albu și pe Djokovic în lot. S-a întâmplat ceva cu ei sau sunt primii care plătesc pentru faptul că nu au avut evoluții convingătoare? Mai în acest sens nu e că sunt vinovați aceste două jucători. Ok, s-au luat niște decizii împreună cu clubul, cu patronul și nu e că ei sunt singuri vinovați de aceste meci cu CFR, pentru că i-au ieșit măcar la pauză, nu? Când am schimbat și 3 jucători. Că, repet, acel meci trebuie schimbat toți, inclusiv antrenorul, nu? După prima pauză, prima repriză cu CFR. Nu, am luat niște decizii pentru că așa ar trebui să facem și am schimbat și ceva în primul 11 și merge
mergem înainte, pentru că oricum am lot competitiv și e corect să dai și șanse la unii care măcar stau în spate și acum sper că vor arăta că fac parte de un lot valoros și măcar ne aduce o victorie. Dar spuneți că s-a implicat și patronul luarea acestor decizii la nivelul lotului? Asta a fost o decizie luată împreună cu patronul și cu tot clubul. Era normal să se implice patronul, dacă vorbim de lot, de, nu știu, concepțiile noastre? Bă, eu vorbesc că a fost împreună cu toți și atunci după cine a vorbit mai întâi sau după, a fost o decizie luată împreună, m-ați înțeles. Cât de mult vă ajută faptul că ați antrenat Sepsi și cunoașteți o parte din jucători și le știți calitățile și minusurile? Să-i da, minusuri și plusuri, pentru că eu am vorbit întotdeauna de bine despre această echipă, jucătorii care m-au adus 3 trofee, cine a rămas acolo și merită numai ei, dar acolo am trăit 18 luni incredibil de frumos. Normal, cunoscând unii jucători, da, s-au schimbat, repet, este o echipă, cum am zis, programator meciul, că este o echipă care joacă cu un antrenor străin nemț și are un stil de joc foarte diferit de toate celelalte echipe din Superliga. Bun, la mai avem 2 minute, am uitat un lucru să discutăm. V-a surprins prezența masivă a suporterilor aseară la Cluj? M-a surprins altceva, nu prezența masivă, pentru că mereu am avut foarte mulți suporteri acolo. M-a surprins faptul că nu s-au mai camuflat, că de multe ori s-au camuflat. Acum, cine ar fi putut să aprindă flash-ul la telefon? Cine putea să... Doar unul care se bucura că... I-ați adus noi în piața victoriei. Da. Și am rămas uimiți când am marcat cum s-a auzit pe stadion. Da. Pentru că oamenii nu s-au mai cenzurat. Clar. Nu i-a mai interesat nimic. Băi, vrem să fac campionatul, nu mai interesează. Atunci s-a văzut cel mai bine pe final când și-au prins telefonul. Da, scuze-mă, nu mă rabdă inima să nu spun, apropo de declarația lui Cristiano Bergodi, absolut nefericită treaba aia, că n-am avut lot de titlu niciodată. Aia a merit discuție mai amplă. Asta e exagerat. Da, aici se vede mai... Asta e cadou și vorba dumneavoastră, n-ai cum, adică dacă ții cu CFR, n-ai cum să... De ce să scoți ăla, da. Bine, CFR-ul... Da, au cântat, adică oamenii din tribuna a doua cântau toate cântecele Peluzei Nord. Ei le știau. Adică era clar că sunt ultrași. Da. Nu numai suporteri că vin la meciul și țin cu... telefoanele astea, asta mi-a dat aminte de... Torțele, cum era plăcut. Astea sunt continuarea torțele. Dane, atunci se aprindeau programele, ziare și programele. Se intra cu program de meci. Program de meci. Și se aprindea și se făceau toți. Da, bine, meciul cu Italia. Dar și la meciul după, devenise o modă, pe urmă, dar acolo... Dar noi am întrebat toată pe Lucescu, zic, prima amintire de la meciul cu Italia, mă gândeam că ziceți chiar ce imaginea de la final, când toți spectatorii ziceau, au prins... Acum toată lumea are telefon, atunci nu toată lumea avea un ziar. Mulțumesc! Acasă telefonii. Mulțumesc pentru prezență, urmărim Rapid Sepsi, vă aștept la final la minutul 9. 21.